Bun. Pentru astăzi este ziua de marte, 8 iunie. Avem doar meciuri amicale internaționale. Acolo m-am uitat un pic la fotbal și am decis să joc pe meciul între Polonia și Islanda. Polonia este și la campionatul european, Islanda nu va juca acolo. Polonezii, o trupă destul de solidă, foarte bine organizată în ultimele meciuri de campionat de calificări. Știm că și la, în grupa de calificări pentru mondialul de peste 2 ani a jucat bine. Victoria Islanda și în grupa cu, este în grupa cu noi, în grupa cu România pentru campionatul mondial. Și Islanda știm că a pierdut și cu Germania 0-3 și cu Armenia 0-2. Deci echipă slabă, o să joc 1 pe Polonia la cotă 1-40. Pe meciul următor o să mă duc, meciul de tenis dintre Tsitsipas și Medvedev se joacă în seara aceasta la ora 10. Este unul dintre cele mai tari meciuri de la acest turneu Roland Garros. Tsitsipas a avut un sezon de jucător excelent, a făcut finală la Barcelona unde era cât pe ce să-l bată pe Nadal. Apoi a mai câștigat un turneu la Lyon și apoi acum iată iar un parcurs excelent. Medvedev și el a făcut un parcurs foarte bun aici la Roland Garros, chiar surprinzător. Aș spune, a pierdut doar Medvedev doar un set cu Tommy Paul. Deci a fost destul de surprinzător, pe Cristian Garin l-a bătut 3-0, a avut ceva dificultăți în setul 3. Medvedev e un jucător mult mai bun pe suprafețe hard, de obicei el spunea că nu-i place zgura deloc, dar iată acum a ajuns destul de departe. În meciurile directe Medvedev îl conduce cu vreo 4-1 la meciuri directe. Tsitsipas l-a bătut odată, așadar eu nu cred că Tsitsipas va câștiga chiar atât de ușor în 3 seturi. Cel mai probabil vom vedea 4 seturi, dar pariul meu merge pe un total game-uri. Total game-uri în meci peste 33,5 la 1,50. S-ar putea termina și în 3 seturi dacă este un 7-5, 7-5, 7-5, 7-6, 6-4 ar fi. Încă un meci ar fi de pariat la turneul de la Stuttgart, Simon cu Harris. Harris un jucător de zgură, un jucător bun pe hard, bun pe suprafețe rapide. Zil Simon, un jucător trecut de 35 de ani deja, este pe finalul carierei. Eu o să joc pe Lloyd Harris la 1,42. Avem o cotă de 2,98, cotă 3. Și încă un pariu pe o jucătoare mai greoaie, o jucătoare mai slabă, de pe un loc Dolheid, dar a jucat aici deja un turneu, Martinkova, jucătoare cât de cât tehnică, așa oarecum, dar totuși ea e undeva în apropierea locului 90-100. În 2019 a bătut-o Martinkova asta pe Dolheid, dar Dolheid are un serviciu puternic, e o jucătoare de forță și nu cred că e exclus să vedem o victoria ei, așadar un pariu single ar fi pe această Dolheid 1 solist la cotă de 2,60. Pariați lângă acest pariu cu Dolheid 2 solist, puteți să mai pariați de diseară, de meciul de diseară, de la fotbal, Columbia cu Argentina. Columbia și o echipă destul de bună, jucători foarte puternici, foarte rapizi. Eu zic că Columbia fiind pe teren propriu, Columbia va marca. O să pariez pe Columbia că marchează. Columbia marchează la cotă de 1,47. Asta a fost biletele mele pentru astăzi, ziua de marți. O să urmeze campionatul european și acolo să mai facem bilete foarte puternice. Până atunci, vă urez baftă la pariu.